Ei, bună dimineața, frățiorii! Eu sunt Echei și mă bucur din nou că sunteți aici la mine pe canal, la mine pe clip. Astăzi e o zi mai specială pentru mine, să zic așa, pentru că îmi voi lansa prima mea colecție vestimentară. Într-adevăr, una limitată, dar mă bucur enorm că am putut să fac chestia asta. Așa că în vlogul de astăzi o să mergem să luăm thank you cardurile, deci ultimele detalii. O să vedem cum au ieșit hanoracele, pentru că pantalonii deja sunt gata. O să mergem să facem niște poze, niște clipuri cu ultimul training, deci cam asta o să fie astăzi, o să tundem puțin și părul ăsta, să-l aranjăm frumos și mai vedem ce facem. Haideți! Și am ridicat și thank you cardurile, frățiorii, cam așa arată, avem aici brandul personalizat cu folio, chiar dacă detaliile astea costă, știți că pentru mine sunt foarte importante. În prima fază avem 100 de bucăți, parcă nu. Dar îmi plac foarte mult, îmi place cum au ieșit. E și un material așa mai de catifia, nu rămân urme pe el. O să vedeți acolo. Sunt impresionat, cu siguranță să vă placă și vouă. Într-un final am ajuns și la sală, frățiorii. În prima fază nu trebuia să venim, adică nu apucam să venim pentru că am o zi super încărcată. Dar am zis să nu neglijăm sportul, să facem sport, să trăim sănătos, să mâncăm sănătos. Aici e și Deni. O să fac câteva exerciții de spate pentru că astăzi spate am, iar după aceea mergem să vedem cum au ieșit hanoracele, frățiorii, așa că bun. Deci, băieții sunt super entuziasmat, cam așa vine broderia la treningul crem. Numai bine se combină cu dunga asta de pe margine. Și așa avem broderia și la celălalt. Bă, băiatule, n-am cuvinte, bă, ești nebun. Acum sunt în mașină, astea sunt prototipurile și așteptăm să vină restul. Bă, deci materialul ăsta crem e puțin mai subțire decât cel maro. Bă, ne-am și tuns, suntem aici la salon și au venit și cutiile. Așa e viața de antreprenor la început. Deci frățiorii sunt foarte fascinat. Bă, fraților, cam așa arată fitul, un material foarte plăcut la atingere, puțin oversize, niște culori care se combină bine, cum ar fi cremul cu maro. Bă, deci chiar a ieșit așa cum mi-am dorit eu și sper și vouă să vă placă la fel de mult. Mulțumesc, Doamne, pentru această realizare. Pe cel maro cu crem l-ați văzut deja, ăsta mai trebuia să apară și vreau să vă zic, fraților, că ăsta e doar începutul, e doar prima mea linie, dar sunt foarte entuziasmat, așa că stați aproape, o să iasă și site-ul curând, încă nu e gata. Până atunci comenzile o să se facă, am pus eu acolo profilul brandului în descriere. Haideți să-i dăm drumul. Și am revenit, frățiorii, asta cumva e a doua zi și avem și primele comenzi de training din brandul AK și vreau ca prima comandă să o împachetez aici de față cu voi. Așa că luăm cutia, e o cutie așa care se face foarte ușor, foarte sigură, să zic așa, că nu se rupe și se deschide foarte ușor. Venim în prima fază cu foile astea demătate. Așa, asta e una și mai venim cu încă una. O punem și pe a doua. Deci cam așa e. Luăm un parfum de textile. Dăm puțin aici să fie proaspăt și parfumat trainingul. Asta se uscă imediat. Luăm și hanoracul. L-am împăturat frumos. Îl parfumăm și pe el un pic. Așa. Asta nu pătează, să știți. Prima oară venim cu hanoracul. Vedeți ce fain se vede pe foile astea maro, culoarea crem. Și venim acum și cu pantalonii. Parfumăm și pe ăștia. E un parfum special de textile. Bum. Și bum. Punem frumos aici. Așa. Punem șnururile. A doua o îndoim. Și aici punem un sticker la fel crem. Punem crem pentru că avem foi de mătase maro. Avem aici stickerul și îl lipim frumos aici. Cam așa arată, ca să nu fie foarte turtit. Mai punem un pic de parfum de la distanță frumos. Ăsta în 5 secunde s-a uscat. Să nu uităm și de thank you card care arată cam așa, frățiorii, cu mesaj personalizat. O să-l punem aici. Desigilăm benzile astea două. Bum! Și banda asta, la fel. Așa. Iar acum,
foarte simplu, se închide, lipit și asta la fel, peste și se și desigilează la fel, foarte ușor, numai prin tragerea acestei benzi aici unde e marcată. Iar aici venim cu stickerul, haide să luăm, deslipim și stickerul. Cum cutia e albă, venim cu sticker negru, bă, cât mai la mijloc. Cam așa vine împachetată toată cutia și așa se vede la final. Băi, abia aștept să ajungă la voi, sunt foarte recunoscător că îmi purtați fiturile. Facem și restul coletelor, restul pachetelor și mergem să le ducem direct la curier. Hai, bye! Deci cam astea sunt primele comenzi, frățiorii. Avem aici 5 pachete, m-am și îmbrăcat și eu corespunzător în trainingul AK și le băgăm în mașină. Le băgăm în mașină, am zis să nu sunăm curierul doar pentru 5. Ne băgăm frumos aici și mergem la curier. Deci pentru început, frățiorii, eu cu Danny, bineînțeles, ne ocupăm aici personal de colete, le avem aici pe spate. Deci nu pot să vă descriu sentimentul ăsta cât e de plăcut, așa, să știi că oamenii îți vor fiturile și chiar sunt impresionați așa de ele și eu pot să zic că sunt mai recunoscător că le doriți. Și frățiorii, am dus și coletele, abia aștept să ajungă la voi, să le purtați, abia aștept feedback-ul vostru. Am lăsat aici, cam atâta pentru vlogul acesta. Ne vedem la vlogurile următoare, am promis că mă țin de clipuri, așa că o să fac. Aveți grijă de voi, respectați pe aproape toată lumea, doar pe cei care vă respectă. Vă pup pe ok, îmbrăcați-vă cu cap și bye, bye!